mai multe detalii vă vedea doamna Adriana Ispas, secretar general, și întâlnirea formă, să spunem, economic cu Republica Moldova, colega mea consultat Sorina Vedean. Pentru partea de premii de excelență, știm cu toții, așteptăm cu toții în fiecare an să se întâmple acest eveniment. Este evenimentul care premiază excelența în afaceri. Când spunem excelență în afaceri, spunem pentru firmele care desfășoară activitatea în Brașov și au fost premiate în ultimii 24 de ani. Acesta este un premiu pentru longevitate. De asemenea, premiem exportatorii din Brașov și alături de exportatori vor fi și premii speciale pe diverse domenii. Urmează să le stabilim în următoarea săptămână. Va fi surpriza săptămânii viitoare cei care vor primi aceste premii, să zicem, mai speciale. Rugămintea mea către presă este ca în fiecare an să păstrăm tradiția și să acordați și dumneavoastră un premiu. Vă gândiți cum să-l intitulați, vă gândiți cui să-l dați, așteptăm propunerea dumneavoastră și sunteți cu toții invitați, bineînțeles, ca de fiecare dată la acest eveniment. Pentru partea de forum cu Republica Moldova, este un parteneriat pe care l-avem cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova. Acest eveniment se va întinde pe 3 zile, va avea două puncte tare, va fi un forum de afaceri în care se vor întâlni oameni de afaceri din Republica Moldova cu oameni de afaceri din Brașov, vor participa secretarii de stat din Republica Moldova, așteptăm confirmări și de la secretarul de stat din Guvernul României, va avea loc la Reduta, iar apoi în Piața Sfatului, pe decursul a 3 zile, vor fi standuri cu produse din Republica Moldova pe diverse domenii de activitate. Colega mea va spune și componența, vor fi peste 60 de firme din Republica Moldova care vor fi la prezentă la Brașov. Da, eu vreau un pic să promovez forumul. Da, Piața Sfatului este pentru consumatorul. Da, da. Adică ce este important că sunt peste 60 de firme care, moldovene care vin la noi și dintre aceștia se vor întâlni față în față cu companiile românești pe care noi, cărora noi le-am promovat interesul Republicii Moldova pe sectoare de activitate. Deci vor merge la forum firmele astea. Da. Ele vor merge la forum. Colegii mei din Camera de Comerț a Republicii Moldova, prin Centrul Enterprise Europe, împreună cu noi, Camera de Comerț, Centrul Enterprise Europe, am generat acest business to business, odată cu vizita lor, pe perioada 15-16-17 iunie, pentru că era un motiv de a discuta față în față și nu în cadrul expozițional, unde toată lumea este vizita lor. Și atunci, în perioada celor de la ora 13 și până la ora 17, dar poate să dureze și mai mult, într-un cadru oficial la Reduta, vor fi aceste întâlniri între companii. Acum, noi am selectat companiile care vin și pot să spun că este una dintre misiunile economice foarte generoase, pentru că vin destul de mulți. Pe de altă parte, sunt și mai aproape de țara noastră și poate și ăsta e un motiv să fie prezenți, dar profită și de existența expoziției unde vor fi produsele următoare. Și avem așa, agroalimentar cu făină, patiserie, eu vă spun care sunt în mod special produsele pe care vin și vor să le vândă în România. Deci ei vin cu gândul de a vinde, de a găsi distribuitori, de a găsi firme, chiar producătoare și, în general, agenți comerciali, deci posibilitatea de colaborare cu ei. Făină, patiserie, fructe uscate, vinuri, ulei, alcool din zona agroalimentară. Din zona industriei creative sunt foarte diferite, de la costume naționale brodate și stilizate, lumânări decorative, vestimentații și accesorii cu motive etnice brodate, piese croșetate, obiecte de ceramică, jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, blană, tricotaje, și aici sunt foarte multe,
vor veni, vor fi ștampuri probabil și prezența lor cu foarte multe elemente creative din industria creativă. Nu foarte mult, dar amintesc IT, turism, plante medicinale, produse cosmetice și de îngrijire, corporală, deoarece știm că au lucruri de calitate. Și aici amintesc mirodenii, ceaiuri, săpunuri, produsele cosmetice și alte servicii de inginerie, dar nu foarte multe companii, dar sunt și servicii de inginerie și reprezentanții Consiliului Raional Lâncești și Nisforei. Mă rog, reprezentanții Consiliului care reprezintă întregul mediu de afaceri din regiunea respectivă. Și ei vin și sprijină această. Da, este foarte important atunci la fața locului să veniți la acest forum. Există o deschidere oficială a forumului cu reprezentanții din de la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și secretar de stat, dacă vor veni. Deci bine, va fi forum. Data de 15, la ora 12:30 începe înregistrarea participanților la recrutat. Acolo va avea loc, pe lângă B2B, întâlnirea aceasta între firme, are loc o deschidere, o sesiune de deschidere cu oficialitățile administrative a Republicii Moldova și a noastră, o sesiune plenară, ați văzut, cu climat investițional, un studiu de caz sau mai multe studii de caz, ce s-a întâmplat în România între firme moldovene și românești, și apoi, foarte rapid, trecerea companiilor prin sistemul de vorba de evenimentul de ansamblu se deschide în Piața Sfarului cu toate oficialitățile. Se continuă acolo cu partea de vânzare, de vizită la standuri. Iar partea, să spun eu, de investiții de afaceri se mută la Recuta, unde vor fi B2B-urile. Și partea a treia, care nu e de neglijat, momentele artistice.